Nu, aceștia nu sunt încă o pereche de ochelari de realitate virtuală. Sunt de... Ceea ce vezi acum, mi se pare una dintre cele mai tari invenții pe care le-am văzut de multă vreme. Pentru că în loc să vedem încă o pereche de ochelari de realitate virtuală, ochelarii ăștia îți pot da superputeri. This is standing. Meet eSight 4, the most advanced enhanced vision device for people who are legally blind that's ready for life on the go. Reading the word Baldwin and Chinatown and Garden, Court, Regent Park, St. James, that is something I could never do. Never do. Helping people with low vision see new possibilities, from attending school, advancing in their career, to enjoying the outdoors. Superputeri mai ales dacă ai probleme de vedere. Pentru că aici în față este o cameră foarte deșteaptă, cu o claritate destul de bună. Mă uit, spre exemplu, acum la domnul care mă filmează și îl văd foarte clar. Este cam ca o cameră bună de telefon de top. Însă, diferența față de orice altă pereche de ochelari pe care am văzut până acum este faptul că îmi permite să modific ceea ce văd și cum văd. Based on eSight's clinically proven breakthrough vision principles, eSight 4 combines best match camera and lens technology with advanced sensors and proprietary algorithms to maximize the quality of information sent to the brain, dramatically augmenting sight. I'd love to see my mother's face right now. Is there a picture of her we could pull up? Yeah, oh my God. Pentru că acești ochelari sunt gândiți mai ales pentru persoane cu probleme de vedere. Am un butonaj de meniu și dacă mă joc puțin aici, pot să fac inclusiv zoom, pot să apropii de 10 ori și să văd clădirea aceea de acolo foarte aproape. Dar asta poate părea o chestie așa, ca un gimmick care să-ți dea super puteri, însă sunt oameni care au, spre exemplu, o probleme de contrast sau de percepția anumitor culori și atunci am aici un buton pe care pot să apăs și să schimb contrastul sau să schimb culorile. Și dacă schimb culorile, spre exemplu, pot să văd totul în nuanțe de gri, alb-negru, negru-alb, combinație de galben cu albastru, albastru cu galben și înapoi pe normal. Și pot să fac inclusiv un control pe volum, ia să văd ce mai am aici, și inclusiv înclinare. Avantajul acestei perechi de ochelari este că nu îți ia vederea periferică. Le poți pune pe ochi, însă eu am o percepție a spațiului de jur împrejur. Cu ei pe ochi, însă pot să văd mai bine, mai ales încă o dată, dacă am probleme de vedere. Și asta poate ajuta pe oameni care au inclusiv probleme de retină. Adică dacă ai pete pe retină și nu poți să vezi bine, cu ochelari aceștia vei primi imaginea pe toată retina și atunci vei putea folosi atât cât mai ai din retină pentru a trăi o viață împlinită până la urmă. Și de aceea îmi plac. Singura problemă e prețul, sunt undeva la vreo $5,000, însă care e prețul pentru vedere zilele acestea? Pot fi folosiți acasă, pot fi folosiți în magazine, dar nu pot fi folosiți la volan. Însă câți oameni nu și-ar dori așa ceva ca să nu mai fie neapărat în grija cuiva? Sunt destul de deștepți, au și baterie și box aici, au niște ecrane destul de bune, o cameră de calitate. Arată așa ca un gadget, dar eu cred că este una dintre cele mai tari invenții de anul ăsta.